Cetățenii care nu și-au încheiat contractele pentru un loc de parcare, dar în trecut au dispus de unul, mai au la dispoziție doar câteva zile să încheie actele adiționale. De luna viitoare se va face o analiză pe fiecare cartier pentru a fi reîmpărțite locurile rămase disponibile după prima etapă. Urmează o altă perioadă, dar după data de 30 iunie, adică după perioada în care se finalizează toate contractele care au existat și în perioada trecută. Aici vorbim de recontractarea locurilor de parcare, primului loc de parcare. După 30 iunie se analizează fiecare cartier în parte pentru a găsi posibilitatea alocării cât unui loc de parcare și a celor care n-au avut locuri de parcare în trecut. Da? Facem o analiză individuală pe fiecare cartier și încercăm cu reprezentanții asociațiilor de proprietari, pentru că ne dorim în continuare o colaborare foarte bună cu reprezentanții asociațiilor de proprietari, ca în mare parte în Târgu Jiu să putem aloca un loc de parcare, minim un loc de parcare pentru fiecare cetățean. Și suntem, v-am spus, pe ultima sută de metri cu adiționarea contractelor vechi pentru cetățenii care au avut contracte pentru locurile de parcare, urmând ca după data de 1 iulie să începem deja repartiția pentru cei care au solicitat un loc de parcare și care n-au avut până la 1 ianuarie 2022 locuri de parcare în Târgu Jiu. În unele cartiere, autoritățile nu vor mai avea ce să împartă, locurile disponibile fiind insuficiente pentru cererea venită din partea locatarilor.